Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune în această seară, o emisiune în două părți, cu subiecte atât de multe și de interesante, practic și realizatorul va avea cuvântul lui de spus. În prima parte vom sta de vorbă cu domnul Herman Bercovici. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Mă bucur să vă văd aici. Sunt fanul dumneavoastră, v-am văzut de la începutul pandemiei de atâtea ori pe ecranele televizoarelor, aici la Alef. News de nenumărate ori și mă bucur că sunteți în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt fericit să vă cunosc, că am auzit de dumneavoastră așa de multe lucruri bune, da. bune, alea rele nu. nu mi se spun, mai alea bune. Ce să zic, da, nu, e, <laughs> nu țelegi? cred că am cele mai... Și că... uh, sunt fericit că am fost așa de multe ori și la televiziunea dumneavoastră, din păcate această epidemie ne-a făcut să Celebri, fi... eu vreau, eu am vrut să fiu celebru de când eram mic. Uh, da, mă bucur tare mult că sunteți aici. Uh, vă spun încă o dată asta și vă spun cu toată sinceritatea. În partea a doua, uh, Ion Cristoiu, publicist și scriitor, pe numele Mare Geac, avem multe subiecte pe care să le disecăm cu domnia sa. Uh, cu ce ocazie în România, domnule doctor? În primul rând este sărbătoarea de Hanuca, sărbătoarea evrească, care uh, fiecare an eu sunt aici de sărbătoare de în România. Vreau să vă spun că sunt a treia oară în trei luni deja în România. Prima dată am fost în cu trei luni invitat de către Universitatea de Medicină din Cluj, ca oaspete de onoare al absolvirii al studenților anul 2021, ca oaspete de onoare acestor studenți. Vreau să vă spun că am avut o mare, mare bucurie să revăd Facultatea de Medicină, care este universitatea astăzi, și studenții care au fost așa de frumoși îmbrăcați în robe și cântat așa de mult. Și vă dați seama că eu sunt absolventul anului 1971, deci 50 de ani în urmă, și am povestit studenților exact 50 de ani în urmă. 50, da, 50 de ani în 50 urmă, de, de ani nu... în urmă am absolvit Facultatea de Medicină de Cluj. Încă Am povestit studenților cum a fost în perioada noastră. Cum Noi Când am terminat Facultatea de Medicină, stăteam lângă un difuzor mic da. și așteptam cu toții repartizarea. Repartizarea unde erau? Erau da. în circunscripții sanitare. Dacă eram și repretezarea erau pe toate facultățile de medicină. Stați un pic, că m-ați luat repede și m-am pierdut. Doar o secundă vă întrerup. Uh, trebuie să spunem aici, domnul Bercovici s-a născut la Târgul Lăpuș, în Maramureș, și a terminat facultatea de medicină chiar în Cluj în 1971. Deci e adevărat. Apoi, timp de patru ani, a fost medic în două sate din Maramureș și unul din Suceava, în 1975. E, păi așa da, părăsea România pentru a se stabili în Israel împreună cu familia Așa, am făcut această precizare să înțeleagă mai bine cei care ne urmăresc ce e cu dumneavoastră Bun, deci ascultați la un difuzor cum se face repartiția Da, cum se face repartiția și cu toții am fost trimiși la circunscripții sanitare Nu ca și astăzi fiecare medic a avut că vor să deschide clinici la orașe La noi toată lumea mergea la circunscripție, am lucrat la circunscripție Adică la țară La Altă țară, curinte, da. exact, a fost colosal foarte greu și foarte frumos și am învățat foarte multe lucruri. Uitați că am fost singur medic, care trebuia să facem totul. Am avut și case de naștere. Eram și stomatologul satului, eram și chirurgul, eram și medicul, și pediatru. De toate trebuia să facem și case de naștere. Vă dați seama, trebuia să... Era un nașter pe care... Ați la naștere pur și simplu. La un băiat de 24 de ani, care a terminat facultatea, deci ne-a dat foarte multe experiențe și a fost colosal pentru viață și m a ajutat foarte mult, vreau să spun, nu numai în România și în Israel acest lucru. Dar cum era viața atunci, în afară de faptul că erați un tânăr care absolvise medicina și s-a trezit dintr-o dată repartizat în niște sate din nordul României? În 70 încă, 71 încă era bine în România. Nu erau anii 80 cu greutăți și așa mai departe. Cum era lumea satului? Cum era România? Cum o vedeți acum din. După aproape 50 de ani, o jumătate de secol. Eu vreau să Dup spun, eu am față de rugănie, România totdeauna o mare, mare dragoste. Adică în sensul că nu contează dacă a fost numai cu 50 de ani, cu 40 de ani, cu 30 de ani și repartiția mea la circunscripție, nu m-a întrebat nimeni. Mm -hmm. Am ales și eu ce a fost de și Am fost la circunscripție extraordinară în Moldova, nu vreau să spun locul, fiindcă nu știu dacă trebuie de spus, dar am avut o mare plăcere. M-au primit extraordinar de frumos sătenii. Am e, tot ce trebuia. Vă dați seama că nu, și nu aveam alte lucruri. Mai mâncam și noi câte un ou, mai mâncam câte o găină, câte așa, care ne aducea e, țăranul. O țuică mai beam și noi atunci când ne aducea și a fost o viață care pur și simplu eram și tine și am trecut o e, multă șirință, ușurință. E, cum a, a spus dumneavoastră, eu m-am născut în Târgu Lăpuș. Târgu Lăpuș. este un oraș mic în Maramureș, oraș pe care eu l-am iubit foarte mult. Erau foarte mulți evrei în perioada aia, înainte de războiul mondial. Au fost peste 900 de evrei care au trăit. Din păcate, după al doilea război mondial, s-au întors în jur de 50-60 de evrei, între care și părinții mei. Deși eu m-am născut în Târgul, Puşu, în târgul Puşu, care eu l-am iubit foarte mult. Am terminat liceu, am și astăzi prieteni extraordinari, vizitez locurile natale, m-au primit în urmă cu două luni foștii colegi de clasă, în 56 de ani am terminat uh, școala și m-au primit foștii colegi de clasă cu o surpriză enormă. Unde oh, a semna liceul la Târgul da, Cum m-au primit colegii? Extraordinar. Mi-au făcut o surpriză cu muzică la școală. M-am dus <laughs> să vizitez școala. Cum arată școala de astăzi? Uh -huh. e, nu e aceeași școală, dar e același uh, liceu, așa se numește. Am intrat să văd și deodată muzică, cântece și m-au primit extraordinar colegii. Vă dați seama că am recunoscut foarte puțin de ei. Însă, cu toți îmbrăcați elegant, m-au pupat, i-am iubit. Păi pandemie, domnul doctor, v-ați pupat doar pe obraz, da? Da, atunci în România, numai cu trei luni de zile, nu era încă problema asta. Toată lumea <laughs> se pupa. Numai da? cu trei luni, toată lumea se încă se pupa. <laughs> din păcate. Ajungem și la pandemie, dar povestea noastră e foarte frumoasă. Și mă bucur că după atât timp, după 50 de ani, o jumătate de secol, din momentul în care, mai puțin, cu câțiva ani ați plecat din România, vorbiți foarte bine românește. De ce? Știți că în Israel este o comunitate de români, evrei, foarte mare și care noi ținem foarte mult la limba română și ne întâlnim. Noi ne întâlnim și vorbim limba română. Da, vorbiți în românește. Da, noi vorbim limba română și românește și toată comunitatea și prietenii mei, care sunt cei mai buni și astăzi, sunt toți din România original și vorbim limba română și cântăm limba română și urmărim tot ce se întâmplă în limba română. Nu vă dați seama cât suntem noi evrei din Israel, gaz de România. Credeți-mă, de multe ori am și eu așa un fior de bucurie să văd cum evrei noștri români din Israel se interesează tot ce se întâmplă, le doare tot ce se întâmplă aici, se bucure de ceea ce se întâmplă aici, cunosc pe toți artiștii care sunt în România, urmăresc, vă dați seama că sunt foarte mulți artiști. Și o a doua patrie din care au plecat, cei mai mulți dintre ei și urmăresc cu toată atenția ce se întâmplă aici. Foarte mult, foarte mult se întreb și știu de multe ori, de exemplu, și de dumneavoastră, de exemplu. Eu am apărut de două ori la televizor. Spuneți-mi, vă rog, cum ați devenit medicul lui Netanyahu? E o poveste foarte frumoasă și lungă. Pot să vă vorbesc foarte mult, mult timp de acest lucru. Vă dați seama că eu am ajuns în Israel în anul 1975, un medic din România. Și toată viața mea eu am vrut să fiu medic. De deci ce am vrut să fiu medic? De deci ce mama mea a vrut să fiu medic? Mama mea, cum am povestit și astăzi, mama mea și părinții mei și părinții soției mele au trecut auschwitz și Birkenau. Deci toată familia a fost măcelerită la Auschwitz și Birkenau, singura mama care s-a întors și mama era o fată tânără de 16-17 ani și îmi zicea tăi de una, Țfica, și am spunea, Țfica, tu știi cum au murit în jurul meu de foame, tu știi ce înseamnă foame, dar tu știi ce înseamnă bole, voleau. Eu vreau că când, de când m-am născut, mama a vrut că eu să fiu un medic. De ce? Ca să pot ajuta acestor deci oameni. Practic, ați împlinit visul mamei dumneavoastră. Exact, am fost un copil. De, de ce ați plecat din România? Vă spun de ce. În, în perioada, eu trebuie să uităm că eu sunt român și iubim de origine și ne iubim țara și mult, dar noi totuși suntem evrei. Noi am căutat să ne întoarcem la patria veche a noastră, care este Israelul. eu și cu soția mea. Soția mea, vreau să spun în ghilimele, tot este româncă de origine, este din Târgu Mureș, a terminat facultatea. De conservatorul de, de muzică din de, muzică, de pian din Cluj, și este profesor de pian, și așa am cunoscut-o pe ea. Chiar într-un Hanuca, ca și acum, cu 51 de ani, am cunoscut-o pe ea. Ea la o sărbătoare de Hanuca și noi suntem 51 de ani împreună cu soția mea și vă dați seama că și ea iubește România și tot ce fac eu pentru România și am făcut pentru România este cu uh, sprijinul ei. Deci, în acea perioadă, deși părinții noștri erau o situație bună materială, vă dați seama. Noi am vrut să trăim în țara noastră, cum se spune, vet, străveche, eram ționiști, cum se spune. Ei, am ajuns în Israel și nu ne-a așteptat nimeni cu brațele deschise acolo. Am ajuns, a fost o perioadă nu prea ușoară, din cauza că, deodată, în perioada lui Ceaușescu, nu ne zice de-a voie să ieșim cu multe lucruri. N-am ieșit nici cu bani, n-am ieșit nici cu dolari, că nici n-am avut dolari, n-am ieșit nici cu. Nici cu îmbrăcăminte multe, cu foarte puține lucruri. Deci am început în Israel de la zero. Doi copii ca mine și soția mea și cu doi copii mici, doi copii mici de a mei care s-au născut la Târgu Mureș. Deși deci băieții mei sunt români cu buletinul de la Târgu păi, Mureș. Dacă s-au născut la Târgu Mureș, Mureș, da. La Târgu Mureș și am început viața noastră. Ei n-a fost ușor, din cauza că încă nimeni nu știa ce înseamnă diploma asta de medic din România sau diploma din Cluj. M-au întrebat unde este Clujul, ce este, este facultate de medicină, desigur m-au supărat, dar eu nu puteam să mă cer cu ei. Și eu am vrut să fac specializarea la cea mai bună cel mai bun spital de copii din Ierusalim, un spital foarte, foarte cosmopolit, unde foarte greu era de intrat. Și eu am vrut să fac chiar acolo. Ei m-am dus la, șeful de secție, s-a uitat la mine, mi-a zis, unde ești tu, din România? Nu am loc de specializare. Am zis, și, ce, domnul, Permiteți-mi să viu la dumneavoastră în fiecare zi să văd care este situația. Deci un an de zile am lucrat în acel spital, am fost am fără să primesc un ban, numai ca să mă cunoască și să cunoască valoarea medicinei mele. Și vreau să spun că după un an de zi m-a luat la specializare și așa am făcut specializarea în pediatrie. Totul este deja un fel de istorie. Am început să fac specializare, am demit medic pediatru, am început să lucrez în Ierusalim, Vă dați seama, Ierusalimul, așa un oraș care este mare și care nu e ușor ca să fie introdus. Și încetul cu încetul am început să devin un medic foarte cunoscut. Un medic pediatru foarte cunoscut, un medic generalist foarte cunoscut, cu foarte mulți prete. Ei, cum a ajuns la mine? Pentru asta am spus toată povestea, să ajung la întrebarea noastră. Am ascultat cu, cu plăcere. <laughs> deci, cum a ajuns la mine Nataniahu? În urmă cu 27 de ani s-a răscut fiul ăla mic, care se numește Avner și el a... A lui Netanyahu. A lui Netanyahu. Și el mi-a zis că a căutat pe cel mai bun medic pediatru. Mm -hmm. Și am zis domne, deocamdată sunt foarte fericit cu un medic cel mai bun din Ierusalim. Este român de origine, zic eu. Și așa am ajuns să fiu medicul lor pediatru. Și sunt de 27 de ani cu ei. Am tratat ea are doi băieți. Îi tratez pe cei doi băieți. Am devenit medicul părinților lui Nataniacu. Tatăl lui Nataniacu, 102 ani, am murit în brațele mele. Tatăl lui Sara Nataniacu, soția lui Nataniacu, 97 de ani am tratat și din anul 2000, în jur de 2000, am devenit și medicul lui Nataniacu și al lui soției. Deci așa am început să fiu medicul Nataniacu și între noi s-a legat o prietenie colosală. Vreau să vă spun că astăzi tot ce este leg legat de România și tot ce este de uh, Netanyahu știe de România doar prin mine. Și mm. care a, și așa prin Netanyahu. Da, a făcut față Netanyahu, că îl văd așa un pic. Este, are ritm, dar ritmul nostru este unul de suta de metri. Adică aveți un ritm amețitor. Abia reușesc eu să fac față. Aveți un debit și o stare incredibilă. Cred că dați rău de tot pe Netanyahu. Netanyahu Eu l-am amzit de rău, de -am rău despre România. Despre România. El mm -hmm. știe tot despre România. De la dumneavoastră. De la dumneavoastră nu știa de la nimica. Eu îi povestez mm -hmm. de frumusețe în România. Am fost în anul 2000 când a fost în uh, Ministrul Finanțelor a România. Am fost în, în România la invitația domnului Năstase când era mm -hmm. atunci primul ministru. Și am venit cu el și am venit cu soția. Eu am venit cu soția mea și de copii. El l a cunoscut România până atunci. Pur și simplu s-a îndrăgostit de România, am fost la București, am fost la Poiana Brașov, s-a făcut schi, a fost ceva nemaipumit, după ce s-a întors, mi zice, Țfica, n-am crezut așa de frumoasă este România. I-a plăcut de oameni, de și Vă dați seama tot ce este în jurul Poiana Brașovului și în toate V-a acestea... străduit mult să-l convinge să, nu. să vină nu. în România? Nu, nu. 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 Fiindcă noi suntem prieten foarte bun și nu numai prieten. Între timp am dimit așa un prieten bun când sunt un fel de sfătuitor al lui, consil, nu vreau să zic consilier, multe lucruri uh, m-a întrebat și tot ce este legat de România, vă dați seama, totul este doar. Dar primire. ce face acum? Are mici probleme, am înțeles, de cancelarie. Ne mai fiind prim-ministru. Ei, după 15 ce ani că am prim -ministru, a fost prim-ministru, mai dați seama, da. 15 ani să fii prim-ministru, mm -hmm. nu e așa de ușor. Nu e ușor să pleci. Mai Însă... ales că vor să le execute, nu? Din uh, câte... Vor să le execute. Vă dați seama, ce văd și eu de aici, dar nu mă pricep. Vă ce se întâmplă. Omul este un om deosebit, un om care e foarte apreciat în toată lumea. Eu am fost cu el și în mm. Moscova, la Putin. Am văzut pe Putin cum a vorbit de el, pur și simplu. Putin a... e adevărat? E, adică... Admirație. Nu, da, e adevărat Putin, adică. E adevărat, e adevărat Putin. nu? A fost Care adică e carne că stat, și oase. E... cei care de ce, că a stat 5 zile cu el. Aceeași în fiecare Așa? zi. Au fost și întâlniri oficiale și neoficiale și a fost mm. același Putin. Deci, e adevărat în carne și oase. Ce să fi vaccinat? Că și-a făcut și a treia doză. Cine? Putin. E, Putin? Este Netanyahu patriot. Cu ce este vaccinat? Este patriot. Este e patriot, e. E. patriot. Nu, el stai cu... niște că el se gândește la supraviețuire, nu la patriotism. E, cu ce s-a vaccinat Netanyahu? Ei, vă dați seama că vaccinul ăsta care a Netanyahu, pe care eu l-am făcut și dumneavoastră ați dat televiziunea dumneavoastră, Injecția pe care eu am făcut-o 19 făcut -o decembrie. În direct Și eu la ora de vârf. Și la ora de vârf, fără ca să știu că toată lumea uh, Transmite, acest da. lucru și se transmite. Mm. E foarte puțin să vă spun în spatele acestor culise că este interesant, totuși, faptul că uh, vă dați seama această pandemie ne-a prins pe toți. Fați că ajungem și la pandemie. Avem timp. Spuneți-mi cu vaccinul. Cu vaccinul a fost colosal. El mm. mi-a zis de mult timp. Zica, eu vreau să am un vaccin. Vreau mm. să văd unde. Cine produce primul vaccin? El a crezut că primul vaccin va fi izraelienii. Ei, izraelienii n-au produs primul vaccin. De ce a crezut asta? Fiindcă a fost foarte dezvoltată dezvoltarea acestui vaccin în Israel, care s-a oprit la anumită fază, în faza a doua s-a oprit. În prima fază a mers repede, în faza a doua s-a oprit, a crezut că vaccinul izraelian va fi primul în lume. După aceea, el a crezut că o să fie vaccinul Moderna primul în lume, și a avut legături cu Moderna și a făcut deja comenzi de vaccin la Moderna înainte ca să aibă vaccinul. La un moment dat și-a dat seama că în fond vaccinul care să ai, primul care o să fie este pfizer -ul. Și atunci el a avut legătură cu pfizer -ul. Și eu am fost cel puțin prezent. Avea legătură de, de, rudenie cumva, de sânge. Eu, vă spun sincer. patronii și... de la și CEO ul de la Pfizer este tot evreu, nu? Nu știu dacă este patronul evreu, dar pot să vă spun recru general. Este evreu Burla, care este de origine greacă. Mm. Și care burla, este... burla, da. E burla, criticat acum. Este de origine și știți este... că e foarte criticat acum, nu? nu dar critic... știți de ce? Nu știu de ce. Pentru că în fiecare zi îl sună cinci șefi de stat. În fiecare... Și omul, după ce în fiecare zi de doi ani îl sună cinci șefi de stat, când intră în restaurante. Am un material acum care a apărut în presa englezească și spune că când apăr în restaurante îl aplaudă toată lumea că a salvat omenirea. Și în momentul în care te aplaudă, și să știți că am trecut prin asta. Când m-a aplaudat lumea, dar mi-a trecut repede. Adică când am ieșit, au fost unii la ieșire care m-au înjurat, toate care m-au aplaudat. La aici, la Burla... Eu sper că să nu-l înjure la urmă și pe Burla. Însă îl înjură, îl înjură, îl înjură, îl îl înjură și alții îl înjură, care sunt împotriva vaccinului, dar nu vreau să vă spun totuși ați întrebat de vaccin și vreau să vă spun că deja noi am fost primii în lume după ce l-am lămurit pe burla ca să ne ia domnul vaccinul care am făcut prima vaccinare, eu am făcut primul vaccin, pot să spun că eu sunt primul om în lume care am făcut vaccinul. Eu sunt relax și eu l-am vaccinat pe premierul Izrael, care este primul om în care a primit vaccinul. Deci noi amândoi suntem primii, primii și nimeni lume. nu ne aplaudă. Bă, eu vă aplaud, eu la și a, pe asta dumneavoastră. E Netanyahu <laughs> să mai stea un pic la rând după 15 ani. Uh, Pfizer a face afacerea se secolului. Uh, povestea din interior, Albert Bourla a devenit cel mai solicitat director executiv din lume. Întrucât vaccinul a permis unor țări să redeschidă economiile în timpul verii, șeful Pfizer a zburat la summitul G7, deja se vede cu toți șefii de stat, da? uh, parcându-și jetul privat, adică avionul privat, lângă avionul primului ministru Boris Johnson. Doamne mare burla asta. Dar e și merită -i dea să i fie... dă Dumnezeu sănătate și numai bine realizări pe toate planurile. Bine, nu prea mai funcționează vaccinul, dar altfel e ok. Săptămâni mai târziu el a fost întâmpinat la Jocurile Olimpice de către premierul japonez, fiind prima dată. Deci articolul e foarte interesant, l-avem, să-l dăm și noi pe ecran. Dacă nu-l avem, nu e nicio problemă că când uh, da, și uh, aici arată cât a vândut, că e cea mai mare e afacerea secolului, ce să mai... E ce să faci, dacă i-a fost primit... ce face, să Dumnezeu, Dumnezeu sănătate și... Fost... și uh, numai o mică remarcă, rog, mai care, hai să spun așa, mai puțin e adevărată, uh, că nu ajută, ajută foarte mult. Nu am spus că nu ajută, ajută, că nu mai am ajuns în momentul în care nu mai ajută. Ajută. Păi nu, Doamne ajută! Doamne nu, ajută. Doamne ajută. ajută. după, ce Păi uitați-vă, și Israelul se pregătește pentru uh, trei scenarii posibile. Știți care e unul dintre ele? Ca să facă mai multă carantinare și mai puțin vaccin. Noi. Uh, păi ce scrie aici? După ce Israelul a simulat recent izbunirea unei variante deosebit de virulente în timpul unui exercițiu național, cum va controla noua variantă de Omicron-Covid? Uh, și, uh, da, nu vreți să luăm o pauză să ne certăm după aceea? Pe care cu argumentul. Nu vreau să ne certăm, vreau să ne spune ce s-a întâmplat în Israel, că ăsta e lucrul cel mai important. Exact Dacă se va dovedi -a că noua variantă poate sumina eficacitatea vaccinurilor, în sensul ăsta spuneam. Ah. Că la Omicron s-ar putea, guvernul ar trebui să renunțe la dependența actuală de vaccinare masă. Ar trebui apoi să treacă la o strategie zero COVID, care amintește de primele zile ale pandemiei. O blocare totală oprirea călătorilor aeriene și o serie de măsuri pentru a înlătura valul rapid și agresiv. Acum nu mai are voie nimeni să intre în Da, Israel. dar nimeni, de unde știe domnul care scrie acest lucru, ce se va întâmpla? Păi este, este un, un, virus de, de, de din Miercuri, nici o săptămână păi -a în Haaretz, în Hareț, Da, dar areți. este un, tot cineva a scris-o, nu? Păi da, cineva a scris <laughs> și noi suntem <laughs> tot și noi da. cineva, dumneavoastră, este doctor, eu sunt ziarist. Eu vă explic exact ce se întâmplă, păi. ce s-a întâmplat și în Israel. Nu, vorbind de ce se va explica asta, acum a apărut articolul în și spune despre posibilitatea ca Omicron să nu fie acoperit exact. nu până de... de... și atunci sunt scenariile astea. Dar haideți că ne certăm după pauză, glumesc. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la uh, domnul doctor Berman Bergovici. Ber foarte emisiunii Herman Bergovic, iertați mă că am zis Bergam Berg, într o viteză așa foarte mare. Vreau să le explicați celor care se uită la noi, pentru că știți atât de bine, trăiți în Israel, a fost lângă Netanyahu o bună perioadă din această pandemie, a fost lângă Netanyahu iar el a fost prim-ministru în această perioadă. Cum s-a întâmplat cu vaccinarea în Israel de atunci până astăzi? Vă mulțumesc pentru întrebare. Vreau să vă explic exact cum a mers toată evoluția, eu am trăit în el tot timpul, adică sunt în el tot timpul, deoarece sunt și, am fost medicul oficial al lui, nu numai prietenul lui, medic oficial al primului Israel, care este o, 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 o funcție, nu onorifică, este o funcție oficială. Al, și executivă, și practic, executivă da. al statului Israelian. Doar ce, vreau să vă spun că vă aduceți aminte, a fost un premier israelian care se numea Aric Sharon și din păcate a făcut o hemoragie cerebrală a suferit foarte mult și a, a, a murit și atunci statul izraelian și Parlamentul izraelian a hotărât ca lângă premier să fie un, uh, un medic. un medic. Dacă Nathania... a stat o perioadă în stare asta vegetativă, din da. câte mi-aduc aminte. A murit 5 ani asta. 5 ani de zi. ani și din păcate a murit un om excepțional. Eu l-am iubit foarte mult. Și, uh, și atunci s-au -a hotărât, și... s -a hotărât și... exact. să, să se. Uh, uh, să se instaureze, să se uh, facă acest post pentru un, uh, medicul personal al primului ministru. Este pentru prima dată în istoria mm -hmm. României, cu aprobarea Parlamentului este și vă dați seama... Să ca, se înființeze, da, vă ca Să se înființeze acest post și vă dați seama, a fost foarte fericit și asta că a ales totuși un român. Nu uitați că în Israel nu lipsesc medici, Medicina în Israel este foarte bună. Mm -hmm. Vă dați seama, eu cunosc foarte mult că am lucrat atâția ani de zile în spitale și cu cei mai buni medici izraelieni și uh, totul să fie mediul român, mediul premierului și să aibă încredere viața lui fond din mâna mea. este din toate punctele de vedere, fiindcă relația mea, eu trebuia să urmez toate uh, condițiile fizice, condițiile orice și trebuia să deau niște declarații la ziare, în fiecare an, de declarații de sănătate. Despre starea de sănătate Ei, a primului exact, ministru. În toate media izraeliană. A apărut totdeauna tot ce scria. Vă dați seama? Trebuia să am grijă ce să scriu, că dumneavoastră, ziariștii, dacă scriu așa. Eu vă spun specie mai nenorocită, eu n-am văzut. Sincer, nu mai e nicio dar odată am scris așa. Nu, eu cred că sunt de foarte spus. bună. Eu am prieten foarte mulți de ziare și în Israel sunt plini. Dar a fost, odată am scris așa. Nataniacu sufere de o ușoară tensiune arterială. Desigur că au scos-o ușoară, au scos-o și nu a fost. Titlul, n cu sufere de tensiune arterială. Așa că asta se pot face tot felul de manipulații de genul ăsta. Ei, sunt lângă așa de mulți ani și cu, dacă de toți ani ăștia vreau să vă spun cum a fost toată evoluția. Evoluția a fost faptul că el s-a luptat foarte mult ca Israel să fie primul în lume ca să se primească. Eu am fost cu el cel puțin de patru ori, că l-am auzit cum încearcă să lămurească pe acest burla, că situația la noi este foarte bună în Israel. Noi avem posibilitatea să facem vaccinarea în masă, deoarece situația medicală este extra, una extraordinară una așa extraordinară așa e. și putem să facem și. Sunt mulți oameni care merg și se tratează în Israel de diferite boli. Bun, foarte... și Israel a fost prima țară care s-a vaccinat, practic. În proporție de. Astăzi este în proporție de 68% cu primul vaccin. Însă, primul vaccin pe care eu l-am dat-o la dat, Taneacu, vă dați seama că și atunci am primit multe telefoane, că am, e fake news, că am dat, i-am injectat apă distilată, că i-am injectat miere de albine și nu știu ce, Telefoane. apă e distilată, ori miere de albine. Ce ați injectat? Nu știu de ce au zis că miere de albine, de unde le-a venit să spună și miere de albine. Vă dați seama, eu am dat foarte multe interviuri la posturile românești și la posturile izraelene mai puțin. Mm -hmm. Fiindcă n-am vrut ca să toată treaba asta cu ce zic ei, să iasă, că totul a fost o prostie cu injectarea. El a primit e, injecția adevărată, nu numai că a primit injecția adevărată, am primit atunci o mie de fiole. Am pus pe un om de la Securitatea Națională să scoată fiola, să știe care este efectul. Nu eu să scot fiola, Securitatea Națională, și am pus și o, o farmacistă ca să scoată medicamentul. Deci totul a fost făcut în față și eu am și arătat publicului atunci, dacă v a dus aminte puțin, cu asta, cu uite, este o fiolă adevărată. Nu contează. De unde această suspiciune permanentă, nebunia asta totuși? Este o, o suspiciune, fiindcă eu, vă dați seama, e nebunie din cauza că e necunoscută și lumea se împotrivește mult Dar de ce, de ce totul să falsifici vaccinarea primului ministru. Adică care ar fi scopul? Nu, mă rog. Bun. <tune> spun. spuneți mai departe. Deci a început vaccinarea în, în, în Israel, da? da? După trei săptămâni a fost al doilea vaccin și pot să vă spun că după o lună, o lună și jumătate am făcut serologia, examenul serologic de anticorpi și am văzut că are Natania cu cantitate mare de anticorpi. Deja am fost liniștit și am fost foarte liniștit de, de -abia asta. Între timp, în Israel, toată lumea, rândul de os 50.000, 100, 150.000 de rânduri ca să ia e, aceste e, vaccinuri. Cum am spus, în Israel este foarte aranjat. Sunt patru instituții de sănătate care sunt un fel de particulare, dar nu sunt particulare, sunt legate de stat și fiecare persoană care se naște în Israel este digitalizat. Deci fiecare persoană se naște de la primul minut este introdus la una dintre aceste pe care ele alege în aceste și instituții deci, de sănătate. instituții de sănătate și s-a putut ajunge. Și toată viața e... cu bolile digita e... digitale. Totul. Totul digitalizat, fiecare are medicul lui, fiecare are uh, povestea lui unde s-a născut, în ce uh, oraș, adresă și așa mai departe, deci s-a putut ajunge la fiecare persoană să se, se dea telefoane, să se, se dea tot felul de e și așa mai departe, să vine la vaccinare. Vreau să spun că la început, faptul că Natăneacu a fost primul în lume, care a dat un exemplu, a ajutat așa de mult, a doua zi cine au luat vaccinurile, să știți, persoanele medicale. Persoanele medicale care au fost pentru, vă dați seama, ajutare, persoanelor medicale au fost pentru, pur și simplu, a fost o bucurie imensă pentru persoanele medicale că, în sfârșit, că noi atâtea luni de zile tratăm bolnavi și nu avem nimic. Eu și eu în fața mea erau, totdeauna eu am tratat mii, sute și mii de bolnavi și tână mi era teamă să nu mă contaminez. Și nu aveam nimica împotriva acestor Că Ce nu aveam nimic? Aveam masca, două mă, și mă spălam pe mână și încă o dată mă spălam pe mână și încă o dată igiene și încă o dată puneam ceva în fața bolnavului. Deci nu v-ați infectat până la vaccin? Eu nu m-am infectat. Am avut mare grijă. Deci foarte important este masca. Vă și încă o dată vă spun, masca, masca, masca. Eu am luat o mască și două mască eu n-am fost niciodată în fața unui bolnav fără mască, fără mască. și niciodată n-am fost fără, după un bolnav să nume. Tot n-am spălat mai mâine. tot de nu am spălat pe mâine. Dar da, acuma... nu s-a inventat apa caldă acum cu pandemia asta. Ei, nu s-a inventat. Ne am spălat întotdeauna pe mână. Exact, dar acum în special cu alcool ne-am spălat. Pe mine mm. cu săpun. Și acum am spăl și cu săpun și cu alcool. Deci, dumneavoastră, la etatea dumneavoastră sunteți foarte tânăr, aveți un debit incredibil, ați pierdut de mult pe, Nat... pe, Net... pe Netanyahu pe drum. Nu mai avem foarte mult timp. Spuneți-mi cum este situația acum în Israel în ceea ce privește vaccinarea, câți israelieni au făcut a treia doză și câți vor face a treia doză. Sau ce se va întâmpla după aceasta a treia doză din perspectiva dumneavoastră, a unui medic, a unui om care a trecut prin, prin viață, care vede ce se întâmplă în lume. Vreau să vă spun că după uh, 5-6 luni, am făcut examene la mulți dintre pacienții mei să văd care e situația serologică de anticorp. Mi-am făcut și mie, mi-am făcut și noi la Tăneacu și am văzut deodată o scădere bruscă a cantității de anticorp. Dacă la trei luni a fost un maximum, după trei luni a fost o scădere bruscă. I-am avut o discuție cu Nataniacu, un i-am spus, bimi, suntem într-o problemă mare, trebuie să primim al, al treilea vaccin. El a ieșit în media, a zis că trebuie a treia vaccin în iulie, deja începutul lui iulie, și noi am început să dăm al treilea vaccin doar la sfârșitul lui iulie. Am fost prima țară în lume, fără ca să avem aprobarea de la FDA, aceea. Uh, uh, prima țară din lume, urmează, fără aprobare, fără care aprobare, a început aprobare, să facă a treia două. Exact, și am început să ca și exact cum făceam toate lucrurile. Vă dați seama și femeile gravide la noi. A fost prima țară în lume care a făcut vaccinul la femeile gravide. Deci, în paranteză, să știți că la noi s-au născut copii foarte sănătoși. Reacții în adverse în tot acest Reacții adverse au fost destule însă toate suportabile. Sub control, nu sub control, cazuri grave. Nu cazuri suportabile și foarte, multe ori foarte ușoare. Eu, de exemplu. Miocardită, se tot vorbește despre. Se vorbea asta. de miocardita și eu n-am văzut la pacienții miocardite, se vorbea că există și miocardite, însă miocardita de la vaccin este o miocardită ușoară. S-au făcut multe studii care se poate la ține ea, sub control. Care ține sub control și trece mm. singură. Pe când miocardita, care este de la boală, mi-e o grea și vă dați seama, atâta se vorbește de aceste... Bun, Dar dacă s-a făcut în iulie boosterul, a treia doză, înseamnă că acum trebuie a patra doză în Israel? Nu, fiindcă doar suntem după patru luni doar. Și după patru luni... Care patru luni? În iulie, sfârșitul lunii. Avem exact. august, septembrie, octombrie, noiembrie. Deci suntem patru luni după al treia doză. A sfârșitul lui iulie. August, da. septembrie, octombrie, noiembrie. Exact. Decembrie a cincea lună. Cinci... Când ar trebui să faceți? La sfârșitul ianuarie, în februarie. Ei, nu știu. Să sperăm că acest booster al treilea. Ținem cu mult mai mult. Păi deoarec... ce să sperați, că a venit A venit noua tulpină da, sud-africană. Da, da, a venit noua tulpină, dar deocamdată trebuie să ne, da, ne luptăm. Dar de ce spune spune omicron? Este un, este, este este un cuvânt este, grecesc. Nu puțin, că, cred că are, are origini ungurești sau germane. No. Se zice un micron, nu omicron. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Lumea. Este, e, este totul din Grecia. Alfa, beta, gamma, delta, tot ce se vorbește Bun. și omicronul. Spuneți-mi cu experiența... Deocamdată nu uitați că noi ne luptăm potriva delta și în România. Nu ne luptăm de aceasta. Și în Israel ne luptăm de această. E dacă ne face mult prăpăci în Israel și aici. Și acest booster a ajutat în Israel foarte mult. Foarte important să știți că sunt peste 4 milioane din 9 milioane, cât, cât Din, din populație? 4 milioane, din populație a făcut a treia doză, booster-ul. 4 miliarde din 9 milioane. Deci dați? aproape 5, 40%. Da, dar nu trebuie să uitați că noi avem și copii încă care e sunt. E adevărat, în care... sunt oameni în vârstă cei care au făcut în prima fază? Toți oamenii în vârstă, în aproape 90% de oameni în vârstă au făcut. COVID în Israel. Doi medici triplu vaccinați, infectați cu Omicron. Păi ce ați făcut, domnul doctor? Cei doi medici infectați cu noua variantă primiseră trei doze de vaccin. Pfizer BioNTech, chiar până acum au prezentat simptome ușoare de COVID-19. Da. A prezentat un COVID foarte ușor. ușor da, deci și dacă nu, nu știu... ar fi, ei, ce înseamnă asta? Că Știm dacă nu ar fi primit, bine. cine știe ce ar fi fost? Am văzut corelarea între uh, gradul de vaccinare și uh, exact. numărul deceselor și internări în spitale. Cel puțin în acest moment. Am văzut La noi încerc... să știți că a scăzut foarte mult după booster, noi avem și acum. Dar am văzut de în Anglia că a crescut numărul de cazuri și numărul celor care sunt internați în spital este mai mic pentru că au număr mare de vaccinați. Adică recunoaștem și lucrurile care se întâmplă, dar se întâmplă și altele. Că eu vă întreb pe dumneavoastră ce se întâmplă cu omenirea de această dată, pentru că tot ați fost primul care a făcut primul vaccin, primului ministru Netanyahu. Ce se întâmplă cu omenirea dacă acest omicron da, ocolește vaccinul? Eu nu cred. Noi avem posibilitatea astăzi ca să facem un vaccin împotriva omicronului. Deja pfizer a, Să facem, dar în momentul ăsta <coughs> Ei, Ce se întâmplă dacă e în următoarele 3-4 luni? În următoarele 3-4 luni, cei care sunt vaccinați o să facă, cum a spus, și o formă ușoară. Deci, important deci că să asta fim vaccinați. Fi soluția. Asta este soluția. Și, între timp, știm foarte bine că și Pfizer și Moderna lucrează pentru un special, într-un un, uh, vaccin special, așa că eu am foarte optimism pentru evoluția lumii. Deci, credeți că în următoarele luni se va găsi o soluție? Da. Am înțeles. Știți ce fac englezii? O să discut cu Marele Jack mai târziu. Marea Britanie administrează, administrează doza suplimentară a vaccinului anticovid la doar trei luni după a doua. Fiindcă n-au avut destule de Toți vaccinul. britanicii cu vârste peste destul... 18 ani devin eligibili. Deci campania de administrare a dozelor suplimentare de vaccin anticovid urmează să fie accelerată. Britanicilor li se va oferi o a treia doză la doar trei luni după a doua în încercarea de a minimaliza impactul variantei Omicron. Apropo de ce ziceați mai devreme, Comitetul Mix pentru Vaccinare și uh, așa a decis că ca, ca vaccinurile de rapel ar trebui oferite tuturor celor peste 18 ani. Exact. Deci mult mai devreme, pentru că spuneați mai devreme, exact. spuneați că după 3 luni de zile a început să scadă cantitatea de anticorpi. Vreau să vă spun că rapelul deja se dă în Israel de la vârsta de 12 ani în sus, foarte mulți au primit, eu am nepoții mei, toți au primit și am depoz de, de vârstă de 12 14 15 să vă ani. Toți se... au primit boosterul și eu sunt mai liniștit. Da, aici era vorba doar de faptul că englezii fac un lucru neașteptat, cam tot ce au făcut ei neașteptat e... și anume după 3 luni fac boosterul, adică mult mai repede decât credea. da, dar și al doilea a au făcut după 3 luni. Asta este problema lor. Da, uh, uite, apropo de asta, o să vă citesc imediat știrea ce fac o găsesc. Ce fac nepoții I-ați adus aici și le place în România cum da, este. Extra. Nu toți nepoții. Am dus două nepoate. Păi câți nepoți aveți? Am șapte de băieți, poate, domn, domn. Ești din nepoți. băieți. Nu domnul Băieți din Târgu Mureș Au făcut mulți copii. <laughs> șapte nepoți. Da. Unul care a terminat armata. Da? Este deja, Vreau să vă spun că a terminat armata de 2 ani de zile de armată. La o... ceva foarte greu. Am un nepot care este în armată. Am o nepoată care va intra în armată și încă patru nepoți care sunt mai mici și toți vor face armată. Prăpăd, ăștia cucerez, ne cuceresc cu totul. No, mai sens. am o veste bună pentru dumneavoastră, domnul doctor. Eu sunt cu veștile, veștile bune în seara asta, cu vestele galbene. Varianta Omicron foarte infecțioasă, iar vaccinurile de rapel pot avea uh, nevoie de doză dublă. Deci ce propune CEO-ul de la Moderna? ca doza de rapel, adică boosterul, să aibă doză dublă. Cum comentați? Ei, e, bine, propuneri bine, sunt deocamdată multe propuneri, mm -hmm. că nu este nimic a de Ceea ce este sigur, că boosterul face formele cu mult mai ușoare și nu trebuie să uitați că în Israel, cum ați citit și dumneavoastră, nu există. După în Israel sunt mai două cazuri care sunt diagnosticate cu acest virus. Aceste două cazuri sunt două femei care lucrează în Izrael și... Sunt a... do mai sunt doi doctori, vi-am dat nu, eu acum. Numai... Ei sunt izolați, dar încă nu sunt uh, cu diagnosticul sigur. s de la Londra, da. De Londra, dar încă nu-i sigur. Ei sunt izolați, eu știu. Cu a... asta unul. mă ocupe. Deci pe mine m-a angajat pe bază Nu contează. De... Încă doi și încă doi. Și încă... mai am o veste proastă. Uh, bună. CEO-ul de la Moderna susține că vaccinurile actuale nu sunt eficiente împotriva noii variante Omicron. Nasol. Nasol, dacă asta spune. E, nu știu care citiți dumneavoastră, eu am citit din altceva. Ce citesc eu? Eu, eu am citit din... altceva. Eu, eu am citit că din ei, ei că Pfizer-ul e... a dat că ajută la bolile și Deci fac eu, bolile o companie modernă vine... susține că actualele vaccinuri anticovid, avem și pe ecran, nu pot fi la fel de eficiente împotriva noii variante Omicron, cum a fost pentru Delta. Afirmați lui Stefanie. Acum a citit altfel. Păi, nu asta am citit. <laughs> nu pot fi la fel de eficiente, ei, nu că la nu fel de eficiente. Nu pot fi la fel. Exact. Afirmația lui Stefan ăsta, care e șeful de ab, ar putea provoca o amplificare a ezitării în fața vaccinului, ceea ce va duce la prelungirea pandemiei, consideră specialiștii din sfera sfăra științifică. Articolul a apărut în Financial -Fan Times. Nu există nicio șansă, cred eu, ca eficiența să fie la același nivel ca în cazul variantei Delta, spune Bansel ăsta pentru Financial Times. Cred că va fi o scădere importantă. Doar că nu știu exact cât, pentru că trebuie să așteptăm datele. Dar toți cercetătorii cu care am vorbit spun că nu va fi bine. Cred. Exact mă spune asta. Cred. Deocamdată nu cred este că nimic românii se pot schimba. Cred Este cu credul ăsta. Se sperăm. Fiindcă nu uitați, încă o săptămână încă nimeni n-a făcut un studiu despre acest vaccin. Încă nimeni nu știe. Deocamdată formele sunt ușoare, nu sunt forme grele. Să sperăm. Avem o teamă fiecare și Israelul. Vedea seama ce teamă are. Deodată mă așteaptă pe mine. Trebuie păi să trebuie să stau în izolare trei zile, da, seama, mine, când vă dați de ce închis Ei, se închid clinica 3 zile după ce mă întorc eu. Am închis țara, ca să nu, în special am închis țara, pentru cei care vin în Africa. Pentru, și pentru noi, că noi că pentru noi, spuneți, noi, noi, spuneți noi, așa. românii sunt bineveniți și bine da, da, Dar nici nu au voie să Știți intre. Nici nu au voie să intre, doar au voie să intre. Voi. Și israelii care intră, și cei care intră și ca mine chiar, chiar mă gândisem să merg acum în Israel și uite că s-a închis. Vă aștept să veniți după două săptămâni. După, pandemie. După, după pandemie. după pandemie. Să veniți fiindcă sunt mulți ziariști și toată lumea Deci iubește. cum se zice corect? Omicron sau un micron? Că eu nu înțeleg. Omicron. Uh, vă mulțumesc mult pentru prezența. Și vă mulțumesc în, uh, foarte mult că a fost o plăcere. Uh, vă mulțumesc că aveți vreste. o vervă. Uh, aveți o verbă incredibilă și uh, pur și simplu sunteți contagios din punctul ăsta de vedere. Cred că i-ați prelungit viața lui Netanyahu fără să-i faceți, fără să-i administrați nicio injecție, niciun medicament, doar pentru că ați fost lângă el. No, Credeți-mă pe mine. El a susținut în viață că i-am vorbit mult de frumusețile României. A, asta, asta, l-a ținut, asta da. Și dacă îmi permite să spun Vă rog. de ziua națională a României, la mulți ani România, la mulți ani la români și multă sănătate. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult de tot, domnule doctor, vă așteptăm cu drag de fiecare dată și vă mulțumesc rog să nu eu. ne ocoliți în momentul în care mai veniți în seară. Mulțumesc no. că veniți destul de des. E. Data viitoare veniți și vorbim despre datele științifice de la Omicron. Asta. Ei, atunci o să avem deja date. Exact, științive. avem date. Acum, Acum <laughs> asta în faza de cred. E cred exact. Mulțumesc de. mult de tot și eu vă Urmează partea tați. a doua cu Marele Jack. Pauză. cinei Bună seara, bine ați venit! Păi mi să cu Covrigei, ne facem de rest, o mamă, în serios, ta mai ziariștii vorba un Revelion 2022. Ce mai faceți? Muncesc, ce, -s, ce -s, fac? Zile libere. Zile libere și noi întotdeauna muncim în zile libere. Asta e, e, e eu, e frumoasă meseria de gazetare. Eu și tefeliștii de la Ce azi? mai fac tefeliștii? Muncesc pe acolo. Muncesc și ei? Dar muncesc că aveți și fani printre tefeliști. Hmm. Mi-au mm. zis un mai. Da? Nu, erau încântați că vin pe jos Că dacă o să vin cu elicopterul Mi s-a părut că, mi -a A, da? că la personalitatea mea Trebuie să vin cu elicopterul da. Eu nu știu că la dumneavoastră e poezie să mergeți pe jos Să vedeți strânzile sa... și așa mai departe Probabil parte. că sunt un mai simplu pe acolo V-am zis Por să nu mai mergeți la Cristache Și văd că nu mă ascultați Credeți că eu sunt bun și iertător? Am zis să nu mai mergeți dacă v-am rugat nu mai mergeți lunea, v-am rugat Păi și acum suntem aici. Intrăm A. în subiect, ziceți. Intrăm în subiect. Eu urmăresc, azi noapte, pe la ora 3, încă nu era pus jurnalul lui Ion Cristoiu, din păcate, jurnalul video. De ce? Prima întrebare, pentru încălzire. Pentru că de pe la 12 noaptea, nu stați un pic, am un device, puțină lume știe, este ăla de... A, ah, da, vă explicați. E un aparat care poate să... Care este și veios se, se, pune deasupra unei cărți, se oricare, pune așa, și mai departe, așa. Și o păi cerizează. Nu, nu, pe, nu pe, da, dar nu stați. Că nu e așa că așa. -a păi zis să, zis să nu mai chemăm că Păi nu, vrează, că e nu foarte ce, important ca instrument de lucru. Deci ai o carte așa, da? O pui așa, o conectezi la calculator... Am aici un aparat pe picior și dacă o ții așa... Aparat ea... pe picior? Nu, nu, apăs. A. Ah. Și în același timp îmi scanează asta și apoi poți să o locerizezi. Deci eu poți să transformă... să o, -o... Ceriza, să treceți în, în, calculator tot ce scrie în aceeași carte. Să o editați încă o dată sau să folosiți Nu, dar să -o, o faci în ord pentru că marea problemă este că dacă este pe Măi, defini... nu, nu, e nimic, nu, e de acord cu nimic din ce spun frate. Nu în sensul asta. am zis. În asta. În sensul ăsta. Și am făcut următoarea locerizare. E foarte important. Vă rog. În primul rând am uh, luat, ca să pot să public, capitolul despre Stalin la cenzurat, care o singură dată a apărut în 90, din Manim Preda, din uh, cel mai bine. Nu, nu, din din, delirul, din delirul, nu, da. El nu există online, pentru că și atunci am hotărât să-l iau din cartea mea, l-am ocerizat și o să-l pun la suplimentul literar artistic. A doua lucru foarte important, am mocerizat uh, acest interviu și prefața la această carte. Da, cu ce se ocupa Cristoiu în Cristoiu. În, ce în an era 1998 asta? am scos Incredibil. la evenimentul românesc, că aveam eu o editură pe vremea aia. Deci acum 23 de ani. Da, o... în care au răsp... la care au răspuns foarte mulți foarte, foarte mulți, mulți și... oameni importanți din România. de atunci a vorbit despre miracolul chinezesc care s-a întâmplat. Marele legea. haideți să trecem la treabă după aceea vorbim și despre cartea no, și -am, asta. Nu m-ați lăsat să mai spun ce am a treia, că e foarte importantă. În novela Oule Fatale lui Bulgacov, există două pagini în care își bate joc de KGB ce nu am pomenit și mm. am, am ca să pot să scriu. Și interesant este că eram curios, dar zic, nu, nu avea cum să apară. Culmea că a apărut în 24. De ce lucrează la patru cărți? În același timp, pentru că e o carte și la, la care o casă... țin foarte tare, se cheamă uh, Jurnalul... Jurnalul Gândurilor Mele. E o carte în care v-a scris în fiecare zi un număr de. 500 de cuvinte. Sau 500 de cuvinte, de câți ani faceți? Din asta? 2016. 2016, incredibil. În afară de munca. Uite, vedeți că n-ați avut timp atunci când erați și la începuturile, după Revoluție și evenimentul zilei. Că atunci era descris în bălătaie. Nu, că nu ați scris despre câțu. Nu despre cărțu, da. De cărți da? Nu era cu atât mai important atunci. Bun. Uh, domnule, asta în paralel. Domnule cu Castro. Marele Jack. Ca asta să paralel, Marele Jack. Asta, asta în paralel și cu cartea care este. Cu cartea despre Castro și ați găsit cărți. și discursul lui Castro despre invadarea Ceoslovaciei Aici există un singur moderator, Vă rog. chiar dacă amândoi suntem ziari. Sunt cât de cât cei mai mari. Ce e mai important, ziceți? Vă rog, gata, stau cu minte. Mă predau. Dă-mi o dată să mai iau un ăla că lui a trecut capul. Da, mare lucru. Vom discuta despre aceste cărți, avem destul timp. Nici nu e 8 și până la 9. De singura oamenii... emisiune trebuie să recunosc. Nu, e foarte important un elogiu Ascult. în care se mai vorbește despre mine și ca altceva decât ziarist penibil. Adică nu e ziarist adevărat. egal penibil. În nu e adevărat. Asta e... vă alintrați cu chestia asta și să Ziarist. Uite, eu vă, vă fac o desănuire uh, ca un coleg de breazlă care este mai tânăr ca dumneavoastră. La 73, 74, că acum începe merg. să spună că merge pe 74. Merg. Cum mi-a zis unul, când am făcut eu 39, că merg pe 40, nici nu făcusem 39 și mergeam pe 40, l-am dat afară. Eu sunt surprins de acuitatea și de fapt de perspectiva pe care o are Ion Cristoi de fiecare dată. Adică nimeni n-a văzut din presa din România, o, și o să discutăm, e primul subiect, faptul că șapte miniștri, două guverne și trei partide, Vorbesc despre un amărât de avion care trebuie să zboare în Cursă. Africa de Sud. Lăsați-mă să termin, Bără că vă zi. dau afară nimic, care, care zboară în America, nu povestesc, care zboară în America de Sud. În Africa. În, uh, iertare, în, Africa de Sud, că dacă mă întrerupe, să aducă 38 de români. Deci, discutăm despre subiect, dar în continuare un Cristoie are o perspectivă pe care nu au ceilalți și găsește subiecte acolo unde ceilalți nici măcar nu le văd. Dar minte să le găsească. Așadar, episodul detaliat pe larg, Africa de Sud, Pretoria. Da, să începem. Avem un nou guvern, îl mai tare guvern din lume, condus de un general, fost șef de stat major, un guvern care are o majoritate de 70% în Parlament, cea mai mare majoritate post-decembristă, pentru că e un guvern de uniune Națională, și care în aceste zile a avut o singură preocupare. Trebuie să spunem. Omicronul, că rămâne și la altă observație mea cu celebrul Omicron. Omicronul care e la porțile orașului. și de. bate, adică... Așa, e... da. Deci, brusc, Europa Occidentală, numai ea, nu China, s-a descoperit că, nu știu ce, în Africa de Sud, o să vorbim noi despre această diversitate. Vorbim. Numită Omicron. Acolo sau Uniunea Europeană a decis să nu mai primească niciun avion. Uniunea Europeană, nu China în Nord, pleca de acolo. Și atunci acolo sunt, nu știu, membri unei echipe de ruibe de la Baia Mare, nu de la... Așa, și niște cetățeni. Pentru asta s-a trimis o cursă tarom. Mă rog, și că la, cea, și la, Ia se mai trimite una la Maroc. Punctul meu de vedere care o să enerveze pe toți este că eu nu văd de ce în cazul Maroc erau niște turiști, da? Și sigur că o să vă ia Da, dar pe fie mea da. de ce n-a luat din Anglia în 2020? De Ce să ia pe unii din Maroc? Cum? Nu, eu nu, păi nu da, mă enervați, se... sunt total de acord. se Mai e. ales că am văzut pe doi care erau, că și acum când a fost pandemia erau în America și a prins, ea se plimbă tot timpul. Dar da, să rămână în Maroc. Totuși. Da, pentru de ce că ce să aduc pe aia din Maroc? Că nu, ei când s-au dus în, în excursie. Da. Ai altceva că nu s-au dus ca o unitate militară. Da. S-au dus ca niște cetățeni. Mm. Și în consecință noi suntem singura țară de pe glob care, care se aduce trimite două avioane, unul Maroc și Ca să ia apul. niște turiști. Bun. Bref, mm. bref. Ce s-a întâmplat? S-a trimis o cursă TAROM cu escală și care a ajuns mm. în Pretoria și s-a întors, spun această cursă a, fost, a devenit, s-a legendarizat, adică... S-a marketizat până la legendarizat. Așa, acest guvern al României, condus de generalul, generalul fostul șef de stat a făcut uh, o ședință extraordinară de guvern duminică, în așa fel încât eu pe la 10, când am auzit la Radio România Actualități, era duminică, ședință extraordinară de guvern, era să bine, intrat rușii sau România. Și când colo ședința extraordinară de guvern a fost dedicată, i-a chemat pe ministri ca să poată să se decide ca o cursă tarom să meargă împreună. Bun. Despre acest lucru a ieșit înainte de ședință domnul, insus, domnul premier general și fost șef de stat major, care cucizarea. a vorbit despre. Cum am trimis noi să-i salvăm pe aia. N-a trecut mult timp și a făcut conferință de presă pe tema asta, Raed Arafat, care și el a vorbit. Noi cu... nu mai avem timp să dăm asta, dar în jurnalul video al lui Ion Cristoiu erau date toate aceste declarații. Așadar, Așa. a ieșit și Arafat care a vorbit și el despre dar, avionul, dar... celebrul, a... legendarul avion Așa, care având... zboară în Africa de Bun, Sud. Având în vedere însă că de asta s-a ocupat și Ministerul de Externe, Trabucel nu putea să lipsească Și atunci i-a rugat pe aia de la Digi <laughs> În paranteză fie spus Că astăzi eram așa Între som și realitate Aia de la Digi Transmiteau de undeva de pe DN1 Cum aterizează avionul ziua asta? Venit din Africa de Sud Ați înțeles? A, bă, Am asta, luat asta era în ceață da, Luminile și... Bun, vedea, era, vedea. era la asfințit Știți? Era crepus ăla Că ziua se, se îngână cu noaptea și atunci ăștia de la digi? au trimis un card de reportaj unde se să transmită cum aterizează avionul din Pretoria, din Africa. Cu ce? Cu eroi? Nu. nu. Cu oameni care au nevoie disperată de ajutor? Nu. Cu marție? Nu. Cu, marție? Nu. Cu niște ruibiști. Dâmba Baia mare. Da, și... Bun. Continuăm. Bun. Și în -a Trabucel, pe numele lui, acest veșnic ministru de externe da, care nu a făcut nimic în viața lui, și s-a remarcat doar prin faptul că a fumat trabuc la guvern de ziua lui Orban, de care s-a lepădat. Și a ajutat apropo. societatea civilă din Belarus să a dat niște bani. Ca să la urs. A, la, dar la Belarus. Bun. Bine, bun. Vă rog. Tocmai mă întrebam într din, din pastile, domnule, unde e ministrul transporturilor? Că și el răspunde. Da. Grindeanu a intervenit azi. Sau a avut conferințe de presă ieri. Nu ieri și a spus. Cum a plecat avionul? Da, unde cu... e la ora aia, la ce ora aterizează. Dar spuneți-mi și mie, acești ziariști, acești colegi ai noștri, da? da. Pe care nu i-aș fi angajat niciodată, odată că spun imunizare atunci când e vorba despre vaccin, da. și toți care au spus că o să mai, mai întâlni în presă, nu o să-i angajez niciodată în viața mea și nu o să lucreze cu mine niciodată, decât dacă se duc și dau, doar dacă se duc și dau o declarație scrisă pe propria răspundere că au greșit și fac act notarial pe asta. De ce întreabă disperat la ce ora aterizează avionul? Păi că e prost. Poftiți? Cred că Vă rog să retrageți. Un minut pauză și ne întoarcem. <laughs> Vă salut domnule Să Vă salut! Vă salut! Cator, vă salut! salut! Între 41 și 44 de zile... Faceți și incubația la... sau da, cumpărați? Avem și incubația, Fabrica de furaje de la Bobeni. Apoi vizită de, de lucru, de lucru adevărat. Capitalul este tot românesc. 100% românesc. Firmă privată, afacere de bani. V-ați folosit de infrastructura veche, din exact. ce pot să-mi dau da. seama. Da. da. Re... A fost modernizată modernizat. toate fermele. De la preluare s-au investit peste 100 de milioane de euro. E ce înseamnă? ferme, abator, fabrică de furaje. Ați folosit bani europeni? Da. Și bani europeni, da. <gătări> <gătări> pui de două zile. Să pui de două zile. Doamne, incredibil. Câte aveți aici? 23.000. Da, da, da. Ia dați-o înapoi, parcă e din ăla, din expans. Încă mai dăm după aia, în jumătate din ecran. Este complet automatizată

în primul rând, este contrazic chiar categoric. Da? Care e de lucru? Trebuie deci să ne lămurim. Vizită de lucru ale lui Ceaușescu. În cum ar fi la ferma asta? Mergea pentru că era a statului. Și atunci Ceaușescu, care era și a lui. Șeful statului. Șeful da. statului se ducea și cu această ocazie îi biciuia pe aia care erau ai statului să muncească și eventual afla. Și le rezolva cu că era a statului. Da? În cazul de față avem o firmă privată. Maristu, că pentru Dumnezeu ce căuta premierul la o... Adică care, care, este rostul acestui mers? Adică e firmă... Să vină și la mine că am și o firmă nu, de familie. Nu, hai să spunem, cu deci, am o firmă care fai privată care faci, se ocupă cu puii, da. da premierul dacă a venit și acolo. Și Uite, asta e imaginea e apocaliptică. Da, da, e asta din, este... E din Blade Runner. 49. Nu e picky Peaky Blinder, să când au <laughs> domnule <laughs> ca o halat albă. Deci, mă rog, încă o dată, nu este ceva incredibil. Mă rog. Niciun premier n-a putut să fie așa de penibil. Deci, încă o dată, care e scopul? Repet, la Ceaușescu că poate mulți sunt tineri și care se uită Da, era, era șeful statului era o instituție a statului, era o fabrică a statului așa departe, și da. era nevoie de Ceaușescu pentru că fabrica aia avea o probleme. Nu știu, pui. dușau. Păi, sigur i-a zis un de asta, un șef de imagine da, lăsați imaginile pe jumătate de. că sunt pui. fabuloase e una dintre cele mai tari vizite de lucru pe care a făcut-o un prim-ministru în România. La pui. Da, pui la fabrica de pui. Private. Bun. Care a fost scopul? I-a zis unul, domnule, duceți-vă la o fabrică de pui. Puii sunt gingași, au ochii și negri, se văd mai bine. Adică, care e explicația? Deci hai să-l luăm. Era ia uite. Ia uite. La o firmă ma, privată. Deci Așa, așa. Îmi place asta mult de tot. Dați-mă și pe mine că vreau o poză cu, cu imaginea cu ăștia. Ia, uite. Ia, uite. Ia, uite. Ia. ia. Mai e rămâne rămâne cu pușca. Da. Ne da. Premierul se ducea. Dacă se întâmpla ceva, în sensul că începea o molimă de acolo, bă, m-am dus să o protejez. Exact, da. da, gripa aviară. Dacă acești pui începeau să vorbească. Corect. Sau poate spuneau să trăiți. Bă, e o chestie, e o nouătate. Pur și simplu nu încoate, nu înțeleg. Sau dacă erau albaștri, că așa galbeni pui, galbeni. Nu, -n 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 -n... Galbiri... nu -n 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 dacă peste noapte apărea un miracol, deveneau, da. sau aveau omicron. Mm -hmm. Dar sunt niște, e o banală firmă de făcut pui, și la care faptul că el a mâncat sau a mirosit ăla, spuneți, se spune și mie care este efectul. Care miros, că nu are... care este efectul asupra fabricii. Și asupra că ele... României, cumva. Da Dar adică... nu, hai să l luăm chiar asupra. Ea e, e privată. Dacă la, te la restaurant, da? da. Ai restaurant. Da. Am înțeles că bune. Eu nu ofer. Ați fost o dată la fost... poezia. Hai să nu ne jignim da, da, între noi de la început. Zis -o, Cele mai bune. Bă, da, vă rog, glumeam. Bun. Vine premierul, tu să spui bine, vine și în afară de reclamă, care e afacerea? Aia spătare o să fie mai bun, bucătarul mai bun? Nu. Aia da, nu o să uite toată viața, Aia a venit generalul Nicolae Ciucă, fost șef de stat major. De ce a fost nevoie, mă întorc la subiectul dinainte. Pentru că dar sunt niște șmicheri care au nevoie de bani. Corect, dar de ce a fost de a nevoie să vorbească primul ministru și încă patru miniștri că pleacă avionul în Africa de Sud, pe bună? Știți că noi avem o întrebare în lungile dialogul nocturne până dimineața, pe vremea când era Harnagea șef la, ră, de la te sie? Te Da, de ce a trecut la, De ce a luat carnetul? Sau care era de, de ce nu i-a luat, luat carnetul? A, de ce nu i-a luat carnetul lui Mă întrebați, Marius, dar de de de, 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 de ce? Pentru că e șef la Sie de aia, așa și cu ăștia. Uh, nu sunt de acord cu trimiterea avionului după ce plecați în excursie. Noi morim de foame și ei cheltuiesc banii pentru a-i aduce unii. Uh, îți pui din nou de la ferma de la Corbu, de la Cornul de la Corbu, adică dacă sunt ouăle lui Năstase, din care au fost... O... Știu că a fost trimis să vadă cum arată puii de două zile de către divizia bancuri. Divizia bancuri de la Secu, pentru că se știe că în a 4 a zi va fi tăiat. Sunt de acord, dar să se ducă și Ioanis cu avionul respectiv în vizită. Tare voi, drag, domnul Cristoiu. Se vede că aveți o legătură frumoasă de respect reciproc. Ochii vă trădează și de fiecare dată oh. mi-e dragă de mea asta. De da, asta e. nu înseamnă că nu mă enervează tot de timpul. De Haideți să-l vedem și pe Grindeanu, mare De Deci nu e oprim încă da. Omul acesta va fi pradă tuturor și mai cheltuie pentru că e general. Încă o jur. Cum a Nina a apucat să intre în sediu și au venit băieții cu imagine. El e obsedat de imagine. Mm. Și am băi, mergeți, bună, mergeți, delicați, cu tare, vă îmbrăcați și în alt portați Dai... masca, halate, adică sunteți extraterești. Peaky Blinders de... Asta de de unde sunt pui? La Chitila. Hai să... Nu, nu știu dacă sunt la Chitila. Hai să Lui vedem știu. și imaginile pentru că sunt în aceeași temă, nu? Grindeanu vizitează șantierele patriei, da? Deci nu, de... să vedem și... Păi și hai să se... vedem imagini. Și impulsionează munca. Și impulsionează, normal. Hai să vedem. <răși> Nu stăm foarte bine între Conte, bate și Deci Aici mai avem încă de făcut. Aici la Răzghica? Da, la Răzghica, la, la, la drumul de la Răzghica-Ursinu, să, să avem o problemă cu intersecția, pentru că acolo, din avizele care sunt la ora actuală, traseul de linie dreaptă. Ursen Timișoara va fi obligatoriu numai dreapta dreapta. Oamenii o să avem nemulțumirea lor că vor veni pe aici și să în Deja mi-au scris foarte mult. Care, care aici nu e nimic. Eu am dat ca și dezvoltare. E viitorul cu levardul sudului. Da? Dacă vă aduceți a... Ok, da. știu. Da. Și atunci poate să mai putem reconsidera intersecția. Ar trebui pentru oameni. Bun. În rest, sunt utilități care sunt în curs da. de derulare. Stăm bine, stăm da. bine la intersecția de km 5, acolo deja suntem, putem să închidem, mai avem de relocat niște rețele electrice. Asta e șagul. Șagul. Din păcate, din păcate, și criza mondială și COVID-ul nu ne-au lăsat deoparte. Trebuia să primim grinzi în 26 octombrie, le primim în 14 decembrie, după de trei amânări. Amen Asta este, noi vrem un procent mai mare să punem mai multe grinzi. Următorul, următorul pasaj va fi aici, în spate, la Flonta, la Giroca, aici da. să le punem pe astea. Trebuia să le punem în trei, nu vin decât în 14 de două zile informații. Și în rest, în continuare, avem 102 contractate din 230, facem contractul și pe restul ca să vină pe mai Bine. Ce mi arătați nou peste două săptămâni? Gris montat. Da? Ce? Ce a zis? Sunteți martă, da? <laughs> Ce e una? pe, e pe cameră. <laughs> Deci se montează grinzile peste 100 da, da, Normal, da, vă rog. Deci eu sunt comunist. Cum comentați? Nu, -am. eu am trăit în comunism. Noi comuniștii, înainte de 89, învățam la școală Urmă. următorul lucru. Că există două sisteme. Unul, socialist în care trăiam noi, unde inclusiv autostrăzile erau făcute de stat, apropo de, de stat, statul le făcea, Adică și capitalismul unde făceau companii private. Și unii ideologi burghezi, ca să mai eu în termenul Lenin, spuneau așa, în comunism lucrurile merg prost, dar de ce fiind proprietatea statului, ăia care fac autostră, dar nu muncesc. Și atunci venea ministru, primul secretar, Ceaușescu și făcea, bă, munciți! Ăia să pentru că de ce munceau ăia? Că venea... Șeful statului. Da, care era da. da, Bun, în cazul de față. Bun, a venit capitalism. Împrebați mă da. A venit capitalism. Uh -huh. Și, în sfârșit, o comunistă zice, bă, gata. O, Avem de făcut o autostradă, da? O firmă, mai multe firme, de merg la licitație. Contracte, da? Corect. Ăsta guvernul care are parale zice firma Ixulescu a câștigat. Bun. Și scrie acolo, potrivit acestea, voi veți primi la sfârșit, nu știu, banii cu tare, pentru asta până pe data de cutare am terminat. Da, are plan, are tot. Și se plătește și câștigă. Da. Conform contractului primește o sumă de. De ce se duc miniștrii transporturilor? Când ei au tot interesul firmele private da. să facă lucrarea, să încaseze bani. Da, adică nu înțeleg. Adică el când a venit aici și a explicat. Nu că nu e numai el care face. Prin ce a contribuit la mersul mai Dumnezeu, bun. Pe de altă parte, ca și când a venit grindeanul la mine să mă întrebe că am și o firmă da. privată dacă s-a terminat de gătit mâncarea. Și nu, ce e treaba lui dacă păi nu, și are -am. contract cu statul? Eu n-am contracte cu statul, e adevărat. Nu, dar chiar dacă are, încă o dată. Da, e o firmă proprietar. privată, te uiți. Pentru că, adică el a venit să vadă de ce. Nu putea, adică din punct. Dar nu numai asta. Aceasta este încă o dată. Noi nu avem capitalism, mai că acesta este capitalism. Păi nu e capitalist, dar nu este o, apoi un mix între, între capitalism. Apoi, chestiune apropo de asta. Eu n-am înțeles. Deci, în, în noi la comuniștii, Com, comuniștii, da? În comunism am uitat următoarea chestiune. În capitalism este o goană turbată după profit, da? Corect. Deci, firma care, firmele care fac, obțin un contract de genul ăsta... Prima lor grijă e să-l termine cât mai repede ca, ca să-și încarce el... banii, să ia banii. Ca da. în, contract. în România, firmele astea capitaliste da. amână, dar au folosință pe vreo 2-3 ani. Ele nu au interes să termine. Nu, nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. Trebuie să ne oprim. La avem o avionul pauză. Avionul din Maroc. Avionul din. Nu, avem și noi imagini cu avionul din Africa de Sud, din Pretoria. Uh, după aceea o să discutăm despre vaccinare și vaccinare și de fapt despre Omicron. de Omicron și despre pandemia la nivelul lumii. Dar începem cu un subiect care are legătură cu asta. Episcopul de Giurgiu spune că, uh, Episcop, Episcopul de Giurgiu, uh, tocmai este cercetat, i s-a făcut dosar și este cercetat de curtea de Apel, de parchetul de plânge curtea de Apel din București, pentru că a ținut un uh, discurs, a ținut o... Da? În biserică. Un discurs. Nu poți să spui discurs. O predică. O predică așa cum țin În preuții. interiorul bisericii. În interiorul bisericii. Și mm -hmm. o să dăm și ce a spus și o să vedem ce se întâmplă. După care Ion Cristoiu va spune părerea sa despre ce înseamnă... Întrebările pe care le ridică. Omicronul la... Diversiunea la... Omicron. Diversiunea Omicron la nivelul uh, întregii lumii. Luăm, uh, luăm o scurtă pauză. nici de vaccin, vaccin, de vaccin, de COVID. Nu vă grăbiți să vă vaccinați, lăsați-i pe ei să se vaccineze întâi. Întâi toți parlamentarii și toți sanatorii și deputații și la urmă domai rămâne un vaccin de asta 120 de milioane cumpărate de Cățu, atunci să vă vaccinați, că sunt expirate și încearcă să le vândă în străinătate. Își bat joc de români. Bată-i Dumnezeu să-i bată de, de dușmani și să se ridice copiii ăștia crescuți în biserică, să se ridice să fie primari, să devină prefecți, să ajute țara și poporul să construiască școli, să, să vedeți, dau foc românilor în spitale. Cum se poate? S-a întâmplat la București, cum s-a întâmplat la Iași, până la Constanța, ar devin spitale. Sigur că e o făcătură. Nu se poate ca în mileniul ăsta al treilea în care trăim noi să n-ai detector de, 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 fum acolo, să nu ai paznici de noapte, să ardă oamenii cu branole pe mâini și legați de, de, pat. Atât de mult și-au bătut joc de... Marele Jack, dosarul presupuse infracțiuni de comunicare de informații false, întocmit, întocmit episcopului Ambrozie la secția numărul 1 de poliție rurală calugaren Giurgiu, a fost preluat la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Poate. Da, ne-a transmis de biroul de presă al parchetului judecătorii Giurgiu pe 22 octombrie 2001. Cum o vedeți această anchetare, până la urmă? Că e vorba păi de un dosar? Să... Ce falsi. false? Păi nu, nu sunt false în momentul ăsta că nu poți să știi. În momentul, în momentul de față, apropo de informații false și de secretomania asta, și o să vorbim despre ce va face Ministerul Sănătății. Noi încă nu avem contractele, nu știm ce conțin contractele de cumpărare de cumpărare, da? Informe. De vaccinuri, iertați-mă o secundă vaccinurile pe care le-a cumpărat de. România. Care este numărul acesta? Să vorbește de 120 de milioane și care sunt contractele și ce ne asemnă? Noi nu știm momentul ăsta. De ce să fie acuzat omul ăsta? În primul rând chiar o predică, în al doilea rând informație false este o informație concretă în legătură cu un fapt concret și pe care poți să dovești că nu e adevărat. Adică, dacă el spunea la spitalul numărul 2 din strada Cutare, în camera Cutare, o o, o, mă pământ, o asistentă medicală. O asistentă, nu știu ce face, asistenta Cutare. Și ea verificau, nu, există o asistentă pe nume Cutare care nu știu ce face, o moară. Se verifica și nu există. dar e fals. De dacă te întreb ce au făcut cu vaccinurile, păi dar nu era informație falsă dacă noi spuneam acum jumătate de an că aceste vaccinuri nu asigură imunitate? Acum spun ei. Și aveți dosar penal dacă spuneați asta acum. Stai puțin că da. am uitat să spun problema celor șapte care au rămas. A, în Africa de Sud, așa. Da, deci atenție, care? A venit Nava, numai că șapte români n-au avut timp. Premierul se pronunță iaz în ce face. Mai aproape de microfon. Aerunava, până Microfonul nostru. La momentul la care aeronava a decolat. -a uh, sunt preluați și sunt în legătură cu consulatul și cu ambasada din Africa de, de Sud, din Johannesburg, și se caută soluții pentru ca folosind alte aeronave să beneficiem și noi de. Vedem de șapte de au ajuns? Care, uh, au ajuns acolo și dacă nu găsim, reanalizăm situația și vedem ce putem face. <laughs> sunt în acest moment discuții, nu știu, despre închiderea granițelor terestre și aeriene din cauza acestui... Mare legea, că a de a ajuns? Mă rezultă că nu au ajuns încă o dată. Domnule Africa de Sud, stați în ne rămuri, încă o dată. Doamne ferește. Repet, eu așa ceva n-am pomnit. O asemenea e prostie. Deci, în Africa de Sud, e Africa de Sud. Chiar se poate trăi vreo 2 ani, da? Nu are loc niciun cutremur, nu au venit marțieni, nu e război civil, nu e lovitură de stat militară, nu e nici măcar, putem, e într-adevăr pandemie, dar e și la noi. În consecință, lasă la o parte faptul că am trimis nava, dar șapte nu au, avut, au putut să vină, da? Și îmi spune mie păi de trei zile să vorbește, cum n-au ajuns Păi aia? nu știu, premierul, că o să faci și cu ea șapte mari dar ce ăia sunt pe planeta Marte? Bun, bun nimic, nu cred... Se dă drumul pe deci să parcă zic Au, loc. au, au, par, parcă au, participat la salvarea lumii și, dintr-o eroare, au rămas acolo ne da, nesalvați da, și vine sfârșitul lumii. Sunt fi, nu, sunt filmele, sunt filmele fi, alea. filmele rămân și trebuie a să A plecat racheta, de da. nu a plecat de Marte și aia vor rămâne vreo un secol. Tu vreți să ne au nebunit? Da, chiar au nebunit din punctul ăsta de Asta vedere. Asta e premierul uh, Nicolae Ciuc. Bun. Încărcăm uh, imaginile cu. nava. Așa? Da, e șapte. Mă rog, vine joi. Hai, că uite, Breaking News, da? Breaking da. News, News Alert. Hai, News Alert, da? Da. Hai, că nu e Breaking News. Am decis ca să lăsăm astăzi, după amiază și mâine, să, să poată să se îndeplinească toate formalitățile și să vedem dacă sunt și alți români în zonă. Și, poimine dimineața aeronava să Maristu. plece în Maroc, Maristu. să plece în Maroc și să aducem Încă cetățeni Cetățenii români sunt în acasă. concediu, da? Da, în vacanță. Bun, în vacanță. Bun. Dacă îi mai Se stau trei zile de... pe banilor, adică trebuie să, -se... Acum trebuie să, facem o trompetă toți români, încă o dată în Maroc. Dar nu, nu este să spună nimic despre Maroc? Nu știu. Încă o dată, ne Aici, încă o dată, dacă era nevoie să se confirme urgent că va fi un guvern dezastru, este să Ăștia se ocupă cu cotcodăcitul și cu uh, imaginea asta, într-adevăr, deci, aveți -a că e 70% în Parlament și de, de 30%. haideți, zi... domne, că m-am... Acum înțeleg de ce fac ei. Varianta Omicron. Contaminările cresc vertiginos în Africa de Sud. Experții estimează că țara ar putea înregistra peste 10.000 de cazuri de COVID-19 pe zi până la sfârșitul săptămânii, față trebuie. de 300 la mijlocul lunii noiembrie. A, și să nu-i prindă, Hai Să nu prindă cu ăștia cu 10.000 de cazuri. Uh, cum? Cine? Păi e din Africa care sunt, sunt oameni. Aia nu moare domn, aia are alte, are alte tulpini care au apărut. Mare legea. Da. Haideți să vorbim de... Nu, ouă... sunt... În afară de faptul ce a zis Coara Muntean că trebuie trecut pe sub arcul de triumf, de ce nu-i primește și nu-i decorează Iohannis? Să-i decoreze și să-i facă și cetățeni de onoare la Baia Mare. Că au rămas cu... jură aia toate no, no, familiile alura Nu, 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 că la... îi duce cu avionul la Baia Mare. De aici. Marele Jack. Vorbim de... Bine, un prieten ungur mi-a zis că el fiind ungur. Băi, e unguresc virusul ăsta, păi cum se spune, Omicron. Că dacă era românesc, zicea un micron, nu Omicron, la... sau nemțesc, ca la obrat frumos. Uh, Haideți să vorbim despre omicron. ce se întâmplă în, în lume, în momentul acesta, odată cu declanșarea, să spunem, pandemiei sau isteriei Omicron. Cea mai, mare, mai mare decât când a venit prima dată virus. Uh -huh. Epic. În Africa de Sud, care este o țară civilizată, occidentalizată și care este pe planeta numită Pământ. Confirmați, da? Da, este Corect, pământ, pământ. Acum 13 zile au apărut cazuri de îmbolnăviri, spun ei de acolo, care au, ei, având laboratoare, vă imaginați că românii nu ședeau acolo în Mozambic, nu îi mâncau tigri. Deci ei au putut să facă repede cu laboratorul secvențial și a zis, domnule, e o nouă tulpină, da? Bun. N-a apucat nici măcar să anunțe aia că e nouă tulpină. În acel moment Uniunea Europeană s-a baricadat. Vine Omicronul, s-au blocat toate cursele aeriene de acolo. Bun. Problema este mare. S-a baricadat mai tare și mai repede ca atunci când a apărut virusul în China. Au trecut și toată lumea spune, toți liderii politici, că e. Prăpăd. Au trecut 13 zile. Noi nu știm. Africa de Sud e pe planeta anumită Pământ. Pe planeta da? asta există Organizația Mondială a Sănătății care ia un purcoi de bani. Încă o dată, ăia au telex sau au e-mail. Dom'le, nu i Fax, întrebat. Fax. Mare este că încă o dată, de 13 zile, ăia teoretic lucrează cu bolnav, da? Uh -huh. De ce nu i-a întrebat mă cum se manifestă? Uh -huh. Acum, astăzi, au apărut că primele, dacă e, vă citesc. Ce? Că primele semne legate, care sunt primele simptome. Care? Păi nu știu, vreți să vi le citeți? Nu, că sunt ușoare. Nu, no, că sunt ușoare și așa mai departe. Da. Uh, dar știți că exact în momentul ăsta, în care se anunța omicronul ăsta, sau un micron, cum ar spune uh, ungurii, OMS voia încheierea unui tratat pandemic prin care lumea să fie mai bine pregătită pentru următoarea pandemie. Asta o spunea chiar directorul general al uh, Organizației Mondiale a Sănătății. Pangasius ăsta, că era un nume pe care nu pot să-l... Jesus. Deci, membrii Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, au convenit duminică, deja să știa despre Omicron, să lanseze negocieri pentru a crea un instrument internațional care să prevină și să combată mai eficient următoarea pandemie, care va veni cu siguranță. Normal. Deci, domnule, e o bătaie de e ceva. Deci, în timp ce se anunța Omicronul și toată Europa se închidea, dezastru Omicron, cu toate că aici vom discuta. Erau de mult cazurile nu, că ajungem în Europa, acolo. ajungem și acolo. Ăsta, Pangasius, vorbea despre un, uh, încheierea unui tratat pandemic prin care lumea să fie pregătită. Păi uite că nu e pregătită. Ajungem vă rog. Să la a doua, uh -huh. că e dreptul nostru de a pune întrebări. Repet, am zis și putem amândoi să putem semna un manifest. Faptul că ne-amândoi am de unele lucruri și în legătură cu eficacitatea absolută a vaccinului, au fost, au venit presa oficială, presa guvernamentală și ne-a criticat. Parcă erau procurorii Iată sistemului. Iată se confirmă de că de ei că nu are așa de mare eficiență ca dovadă că Israelul vorbește de a patra doză, da? Bun, dar nu asta. Deci, Pentru că e important, stați puțin. De cât ori am pus sub este semnul... dreptul nostru alo, să punem întrebări. De câte ori am pus sub semnul întrebării anumite informații legate de această pandemie, Veneau procurorii, ziariștii procurori, care Am luau, trecăzi. bani, care luau bani de la guvernul Orban, Câțu, Mâțu, Pârțu, da? și te puneau la zid. Ești împotriva vaccinurilor, de. ești antivaccinist, ești conspiraționist, ești un nenorocit. Da? Și câteva zile te tregeau ăștia prin vârful pixului al creonului de te lua mama naibii, ca să nu zic altceva. Da, și nu puteai să reacționezi pentru că era un conspiraționist. Și acum, toți iariștii de casă, plătiți, vorbesc despre vaccin folosind cuvântul astăzi au fost imunizați. Băi, n-au fost nu, imunizați. Nu, 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 nu. Eu au știu. fost vaccinați și pot fi protejați. Asta da. putem spune. Acum cu Omicronul s-ar putea să nu mai fie nici protejați. Și apropo de asta, uite vorbeam uh, CEO-ul de la Moderna, deci fac vaccinul. susține că vaccinurile actuale nu sunt eficiente împotriva noii variante Omicron. Bun. Da? Probabil că dacă noi spunem asta, mâine o să ne înjure toată lumea că nu e bine ce am spus. Ajungem la a doua mare întrebare, ca la teroriștii din decembrie. Bun. Pe data de acum 13 zile, pe data de 18, s-a anunțat oficial de Africa de Sud că la ei e o nouă tulpină, da? numită Omicron. Corect seara Uniunea Europeană a anunțat că nu mai vine niciun zbor de acolo, da? Da. Și aflăm acum după 13 zile că toată Europa e împânzită de Omicron. Păi cum au venit? Pentru că era de mult. Omicron <gri> era <gri> de nu, mult. Nu, 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 că a fost două etape. Uh -huh. La întrebarea asta de bun simț acum au venit ieri și a zis domnule, păi pentru că întrebarea era așa, dacă s-au oprit zborurile. Câte zboruri puteți să fie mai răsucă în Europa din Africa de Sud? Doi, observația care am făcut-o și eu în pastilă, în jurnalul meu video. Admițând că a scăpat un avion, da? Deci au venit, n-au apucat aia să închidă Corect. aeroportul, da? Bun. În momentul în care a venit un avion care vine din Africa de Sud, are 200 de inși. Și aia au plecat, bun, au plecat, nu i-a mai continuat nimic. Păi așa de greu în Anglia să verifici pe aia 100, 200 dacă au sau nu au? Și atunci la aceste întrebări, că băieți sunt ca teroriști, zice, a nu, azi au venit cu explicația. Păi nu, de fapt era dinainte. Era dinainte, au descoperit în analizele făcute atunci că era dinainte. E da? ceva neregulă. No, nu, nu ceva neregulă este totul la început, pentru că toate guvernele lumii practic au bășbuit în întuneric de la început până în zilele noastre. De la felul în care au venit cu vaccinul, apropo de sosirea vaccinului în România, care era medicamentul minune, da? panaceul universal care va izbăvi lumea de COVID-19. Trebuie să luăm o scurtă pauză, am găsit și materialul. Pacienții COVID infectați cu varianta Omicron au simptome neobișnuite, relativ ușoare, spun medicii sud-africani. Vă rog, uite, am aici Uh, da, chiar șefa. Da, ce spune șefa de acolo de la... Președinte um, asociației din Africa de Sud. La BBC. Sunt chiar, zi, chiar ziariști. Uh, la BBC a vorbit, nu contează. Nu mai spun de, uite, vaccinații se infectează într-o într proporție asemănătoare cu nevaccinații. De câte ori am spus asta? Și am fost înjurați, conspiraționiști, că nu e adevărat, că cei vaccinați nu se infectează și așa mai departe. Toate studiile arată astăzi asta, dar Vom continua discuția. întrebați de Omicron, dacă aveți o întrebare pentru mine sau deci pentru Marele Jack. Sunt îngrijorat. Poftiți? Aia 7 ce e cu ei? Lăsați-i pe aia. să mai trimite Întrebați la cu aeronavă. Scrieți la 07, uite am telefonul aici, 0747. Trebuie 4, ședință, 4, 7, de mare, de guvern. 800, 800, iar? Pentru să mai trimitem și pentru ei, nu. Da, pentru să ea, trimitem, șapte. Dar să trimitem, dar, domnule, dar la Londra de ce nu trimitem? Pardon. nu, dar n-au avut timp. Domnule, dacă am trimis în Maroc, de ce nu trimitem și la Londra? Că și în, în Anglia este un micron. Dar nava asta nu putea să mai stea? Cum se spune corect? micron sau un micron? <laughs> Aeronava uh... nu putea să mai stea? Se așteptă pe aia doi în gare. Că ai alergau cu mașinile? Pauză! <laughs> Incredibil, iar suntem în direct, domnule Cristoiu. Uh, haideți să dăm imaginile pe jumătate de ecran să le comentăm. Iată, așadar, încep eu comentariul pentru șapte. început, după, după ce pe preluat dumneavoastră. În acest șapte. moment, aeronava uh, guvernamentală Fără soseste șapte. de la. De unde a sosit? Din Africa. A făcut o escală? Da. În opretoria mai A făcut undeva o escală? In Kenya. Cerul este un pic aprins, ca pădurile da. toamna. Uh, Ruibiștii, turiștii transportați după aproape o zi și jumătate de zbor, obosiți, extenuați la în nu aeronavă. Com, nu, mă lăsați comentez. Comentați mi că... asta, vă rog. Iată, este... în acest moment se deschide se deschide ușa, ușa avionului, se trage scara, autoritățile române așteaptă, da? În frunte cu Raid Arafat. În Ce, mai face Raid? A preluat iar puterea. Acum? <laughs> Haideți să ne întoarcem la, la, pandemia noastră, da? De colegul, de prietenul dumneavoastră, dar spuneți că nu Lații e nicio ele. problemă, că sunt gata să-l apăr. Păi nu l-am Păi Cum să-l apăr? Nu are nicio, sracu, are nicio vină, trebuie să demisioneze. Păi de ce să demisioneze? Pentru că a spus la audieri că... A spus, am textul. El, nu eu. Ce faceți? Vă enervați la sfârșit? Păi ce nu mă pentru că omul a făcut o dezvăluire... O să fac asta, dar în timp aveți răbdare. Ce să facă? Să facă ce a zis de că o să lui trebuia urmată de intervenția de cot, Pentru că a spus că în România există o suprastructură suprastatală, cum ar venit condusă de Raed Arafat, care a preluat și atribuțiile Ministerului Sănătății. Și că uh, toată această comunicare legată de pandemie, nu comunică, în legătură cu sănătatea publică, trebuie să fie făcută de Ministerul da, Sănătății. Da, și a făcut Eu zic că se va ajunge acolo. Nu se ajunge. Dacă nu se va ajunge acolo, dau un stilou. Nu Ce stilou vă iau? Mare dacă se va ajunge, vreau dacă nu dacă nu se va ajunge. Scris. Nu se va Bun. Ajung. Mai departe. Deci, Vorbeam despre pandemie, la modul absolut și ce se întâmplă. Uh, europenii nu știu și, de fapt, marile guverne ale Europei Occidentale nu știu ce să facă în legătură cu acest omicron în momentul ăsta. În afară de faptul de a se baricada, de a închide țările, uh, de a se închide țările în fața turiștilor care, sau cetățenilor care veni în Africa de Sud, nu au făcut nimic. Ce se va întâmpla mai departe cu pandemia? Citeam aici că Omicronul ăsta s-ar putea să ocolească vaccinul. Cum crezi, credeți că se va întâmpla de aici înainte cu pandemia la nivel global, mondial? Păi primul lucru foarte important este renunțarea la idealizarea vaccinului. Tot ce s-a întâmplat, că creșterea celor infectați în Occident și în Germania, de exemplu, a venit din faptul că s-a spus că e cum spui tu corect, că asigură imunitate, oamenii nu știau că nu asigură imunitate și s-au dus și au îmbunăvit pe alții. De, dar această idealizare care, repet, are două explicații. Una penală și aici ar trebui ca, uite, Codruța Chiovice să o încheteze pe Ursula pentru că contractul acesta uriaș care s-a făcut pe banii noștri ai contribuat în Uniunea Europeană trebuie văzut dacă ea a știut că acest ser nu asigură imunitate și dacă a știut înseamnă a făcut propagandă deci publicitate falsă pentru un medicament că știți că se pe mai sau a fost trasă pe sfoară de cei de la Pfizer și trebuie să o plătească ei pentru că noi avem de a face aici cu de, la televiziunile din toată lumea, inclusiv în România, sunt interzise reclamele la medicamente. Vaccinul este singurul medicament la care se face reclamă, deci publicitate. da? Această e, și în condițiile în care, repet, au idealizat acest vaccin, au neglijat da. celelalte, cum face China, adică protecția. Medicația foarte importantă, da? Uhum. Și de ce s-a ajuns la această situație? Am trimis un material interesant, o să-l găsiți pe Smart radio, are multe pagini, sunt zeci de pagini. Povestea din interior a vaccinului Pfizer, compania farmaceutică a făcut afacerea secolului folosindu-se de criza sanitară. Și aici este povestea lui Albert Borla, acest grec, de origine uh, evreiască care este cel mai solicitat director executiv din lume. Practic este cea mai mare lovitură de marketing din istoria produselor farmaceutice da, americane. Lăsut, că mă întorc. Da, exact ce spune orice noastră. medic din România, că nici medicul măcar nu spune că un medicament care este clasic, uite, hai să luăm, zice, alcocalminul durere de cap, da? da? Medicul îți spune două lucruri S-ar putea să nu aibă eficiență S-ar putea, la unii da. Și doi, vezi că are contraindicații Adică are efecte secundare Că dacă iei întruna, una Faci gaură în burtă În cazul vaccinului S-a avut loc o șarlatanie A fost, nu s-a spus Nici care contraindicații Nici că nu e tât nu. de bun Contraindicațiile au scris mici Și nu le citea nimeni Marele Jack, am trecut peste un subiect foarte ușor. Eu m-am săturat de milițienii din România și de procurorii din România care acționează la comand. Adică episcopul Ambrozie de Giurgiu, da? A ținut o predică așa cum a ținut-o, cum a știut el în biserică și vorbea despre vaccinul care expiră, pentru că e adevărat că o mare cantitate, un mare număr de vaccinuri va expira. Informația, în primul rând, este acoperită de realitate. Doi. Nu, se mai, nu trebuie să se mai facă arestări și cercetări la ordin, pentru că un preot, un episcop, în biserică a ținut o predică în care vorbește de fapt despre politicienii români. Deci m-am săturat de un stat polițienesc. Nu mai suport chestia asta. Nu mai suport să văd că se face, se fac dosare penale celor care nu sunt de acord cu politica uh, oficială a statului român și a politrucilor din România. Sunteți de acord cu mine? Da. Mai ales că peste o săptămână tot vor spune nu, că... Nu se poate în România. Secolul da. 21, democrată, și eu aștept de la Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, pe care îl consider un prieten alu Marius Tucășou și alu Alev News, să ne spună ce conține contractul făcut de România în ceea ce privește vaccinurile. Adică, da. virgulă, care este cantitatea, numărul de vaccinuri, dacă este adevărat acel număr de 100... 20 de milioane de doze. Ce Ia. facem cu ele? Dacă le-am plătit, dacă ele expiră și când expiră? Pentru că e vorba despre siguranța națională, e vorba despre sute de milioane de bani, de euro plătiți de statul român pentru aceste vaccinuri. De acord? Aceasta este povestea din interior a vaccinului Pfizer. Este o poveste fabuloasă pe care o să o... nu avem timp să o discutăm acum. Sunt 35 de pagini scrise, apărute în presa britanică, să vă spun exact, Că dacă apărea pe un site sau o scrieam noi, spuneam că este conspiraționist, că suntem împotriva vaccinului, da? Dar articolul ăsta, cât că a apărut în Financial Times. Da, acolo a apărut. Și-l aveți aici. Uh, apropo de, de această bâșbăială permanentă a autorităților și a guvernelor lumii, uh, ce, cu ce vin cei care fac vaccinurile acum? Ca să vedeți că încearcă să și le vândă. Varianta Omicron, foarte infecțioasă, iar vaccinurile de rapel pot avea nevoie de doză dublă spună CEO-ul CEO de la Moderna. Știți ce înseamnă asta? Da. Adică doza de la booster, de la a treia doză pe care a făcut-o dumneavoastră, să fie dublă. Da. Adică să vândă dublu cea de a treia doză. Astea sunt soluțiile cu care vin oamenii. Ce mai știți de vaccinarea în România? Cum merge? Ști că Am auzit dimineața tot mai prost. Da? Da. Păi și ce, să, ce facem? Este tot mai prost pentru că am înțeles că se relaxează. Știi ce fac britanicii? Pentru că n-am avut timp în prima parte. Englezii administrează doza suplimentară, adică a treia doză pe care ați făcut-o, doza Booster, la doar trei luni după a doua doză. Și toți britanicii cu vârste peste 18 ani devin la La început era a 6, acum sunt la 3. Era păi la 3, deci vă dați seama. înseamnă că numai 3 luni ține. Păi da, și ce facem după a treia doză? Care s-ar putea să fie dublă pentru că, la pentru 4. că Omicron. Portiți? Israel a la patra. Israel va trece în, la în februarie, Și că l-am avut pe a medicul lui Netania. Uh, bun. Uite, o, o, chestie bună care s-ar putea să schimbe ceva. Contratul semnat în vară de Comisia Europeană cu uh, Pfizer-BioNTech conține o clauză prin care laboratoarele sunt obligate să-și adapteze vaccinul la noile variante. Păi și ce face cu vaccinurile care au fost cumpărate? Pentru că s-au cumpărat miliarde de doze de către Uniunea Europeană. Ce facem cu... Dacă vă? riscând să am și eu dosar penal, cred că povestea cu Omicron, care este o isterie care nu a fost nici până acum în toată pandemia, este o de diversiune pentru a acoperi cu vaccinului. Asta trebuie să spune să mă vaccinat, mă vaccinez și încă de 2000 de ani. E adevărat. O scurtă pauză și după aceea vorbim despre cărțile la care lucrează Marele Jack? Nu sunt e o carte Truna. pe care aș, abia aștept să o, să o, citesc. Jurnalul gândurilor mele, ultimii șase ani, am înțeles, din, de jurnal. De fapt, jurnal personal, care va fi, pagini pe care le-a scris și vor fi comprinse în viitoarele cărți. Plus cartea cu Castro care nu se mai termine niciodată, știu. Mai termin. Iau. Ok, anul ăsta, dacă nu sigur, la anul. O scurtă pauză. Marele Jack. Trecem la partea de unde părem și noi, oarecum intelectuali. Ce scrie un sociolog canadian, dar ce scrie, uite, scrie în presa franțuzească? să spuneți dacă sunt de acord, dacă sunteți de acord, apropo de progresismul ăsta blestemat care a venit peste noi. Zice așa, democrația liberală teoretic se bazează atât pe suveranitatea populară, cât și pe apărarea libertăților publice. Dar mai este așa, prima este clasificată ca o tiranie, ca, ca o tiranie a majorității, care a trebuit întotdeauna limitată, constrânsă, inhibată, prin reeducarea ei cu scopul de a o elibera de prejudecățile și stereotipurile care i-ar părtini viziunea asupra comunității. Cât despre libertățile publice, ele sunt din ce în ce mai călcate în picioare, în numele unui nou progresism care nu se mai sfiește să îngrădească libertatea de exprimare până la sufocare, că asta se întâmplă. Știți că nemții au dat liber la Curtea Constituțională care nu sunt vaccinați să fie carantinați, apropo, de democrațiile occidentale. Libertarea de exprimare până la sufocare, în, luptele, în numele luptei împotriva discursului instigator la oră. Mai mult, libertățile au fost transformate în drepturi militante, mobilizate de minorități generate de regimul diversitar și care nu încetează să strice colectivul, să-l distrugă. Da? Deci maschează apariția unei forme de oligarhie care pretinde coordonează soarta umanității, pentru că de fapt asta se întâmplă. Un fel de ordonare a, a, sorții umanității și a popoarelor care o compun în numele unei forme de știință divinatoare a progresului. De ce vor? Nimic, ziceam și eu. așa. dumneavoastră? Nu știu, te miră pe tine că ne-ai trăit în comunism. Nu, și toată povestea. Sunt specialist în stalinism în bolșevism, așa au început și bolșevicii, că de partea lor este istoria, păi, ca să înainte de a ajunge la cărțile mele, deci... Comun... că luni vorbim o oră despre cărți, nu e problemă. Păi nu, bolșevismul a constat în o ierarhizare a libertăților și a spus în felul următor, că ajungem la libertatea de a trăi, la mm -hmm. dreptul la viață. Domnule, înainte de dreptul la, libert... la a vorbi, de dreptul la opinie, Oamenii trebuie să aibă dreptul de a munci, de a trăi, da? Mm -hmm. Ce spun ăștia acum? Că dreptul la viață este superior și impune blocarea celorlalte drepturi, ceea ce este un fapt de proporție, pentru că și sclavii trăiau. Exact. Și atunci, bine, dictatura medicală e aici. Germania interzice sinuciderea asistată a persoanelor nevaccinate. Da, mi-au plăcut cele mai tare. Majoritatea elveților sunt în favoarea vaccinării obligatorii și susțin introducția certificatului verde. Și lovitura de grație, penultima, că mai avem una, Olaf Schulz vrea vaccinarea obligatorie împotriva coronavirusului pentru germani până în februarie. Vedeți că de anacroni sunt, pentru că ei au început cu toate declarațiile astea până să apară Omicronul. Acum când a apărut Omicronul și nu se știe dacă acest vaccin acoperă această tulpină, o să dea înapoi. Nu, nu mai vaccinează obligatoriu. O să fie obligatoriu cu Omicron. Ah, cu, nouă cu noul vaccin. De acord. Uh, și ca să le dau lovitura de grație fanilor mei și tinerețea și să vă ajut pe dumneavoastră, ce spun cei din Israel? Au un plan, da? Au trei variante, trei planuri de a supraviețui vaccinurilor. Cea mai vaccinată țară urmează doza 4 la începutul februarie. Dacă se va dovedi că noua variantă poate sumina eficacitatea vaccinurilor, guvernul ar trebui să renunțe la dependența actuală de vaccinare în masă. Pardon? Păi asta nici se spune tot timpul. Ar trebui să treacă la o strategie zero-covid, care amintește de primele zile ale pandemiei, o blocare totală, oprirea călătorilor aeriene și o serie de măsuri pentru a înlătura valul rapid și agresiv. care a fost aici, Netanyahu, cum dracu de Israel, că e o țară cu sistem de sănătate, de ce au ei problemele mai mult decât... Uh... Nu am mai multe probleme. Au probleme pentru că nu sunt 100% vaccinați. Păi că și există grupuri... Uite, nu avem mai Dar ce probleme, probleme au? Ei? Dar nu avem probleme mai puține. Pe mereu aud că ei... Nu sunt probleme pentru că ei s-au tot vaccinat. Păi nu, de la noi au fost 500 de morți pe zi. Nu avem. Uh, jurnalul Gândurilor lui Cristoi, un minut, că luni dezvoltăm subiectul. Da, eu din 2016 pe ce am scris în fiecare zi câte 500 de cuvinte, care le-am și bătut la... Și, și pot să iasă mai multe cărți care înseamnă, ce înseamnă jurnalul gândurilor. Are drept teză polemică faptul că eu nu duc o viață plicticoasă. Adică toată lumea spune, bă, dar ce faci, stai toată ziua, citești. Nimic nu-i mai prinde aventură decât să citești, să consemnezi, să descoperi și -ala. Este, este. Cât de frumos și adevărat. Marele că în această seară. Ne vedem din nou. Mulțumesc mult. Ne vedem luni seara cu, cu Ion Cristoiu și vom discuta mai mult despre jurnalul gândurilor lui Ion Cristoiu, jurnalul gândurilor mele. Ne vedem din nou mâine seară. Mâine seară, de da. -are o edi... cu politică, o cu ediție cărțel. specială. Ce urați românilor de cărțel. ziua națională a României? Nu sărbătoresc. Mâine seară o ediție specială cu Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române. Până atunci... Cine mă aproape.